să se demonstreze identitățile. Și să luăm câteva. Iată una din identități. Sin pătrat de 2x minus 4 sin pătrat de x. Da. Totul supra sin pătrat de 2x plus 4 sinus pătrat de x minus 4 este egal cu tangentă la a patra de x. La a patra de x. Așa cum știți cum procedăm. De regulă se pleacă cu un... Mi-am pus stâng, sigur că cu unul din cei doi membri, cu cât de poate ajungem la membru drept. Deci? 2x pătratul. Da, adică pe sin de 2x, da? 2 sin de x constă x totul la pătrat. Așa. Deci 2 sin de x. Da, pentru că sin de 2x este 2 sin x cos x totul la pătrat. Minus. 4 sin pătrat, n-ai ce face acolo. Egal cu 4 sin pătrat de x pe lângă.
și îi să-i reducem. Nu? Și rămâneam mai cât? Minus în pătrat de X. Și minusul vine în față, minus sinus la cât ar vine? Minus? Apa. E mulțirea, da? Minus sinus la pătrat de X, totul supra. 4 pe lângă. Sin pătrat de X. Pătrat de X. Plus sin pătrat de X. Minus 1, minus sin pătrat de X, minus cos pătrat de X. Cu minus sin pătrat de X, cu sin pătrat de X. Și egal cu minus 4 sinus la... de X. Cos pătrat de X. Minus? Minus cos pătrat. 4 cu 4 se simplifică. Minus sinus la 4. Jos ce poți face? Cos pătrat de X pe lângă. Iar pe minus 1 scrie minus sin pătrat de X. Minus cos pătrat de X. Și egal cu minus sinus la a patra de X. Așa este, cos de alfa e cos pătrat de
Sigur că așa ai hotărât tu acum. Bine. Și acum, egal cu dedesubt, pe unul să scrii ca fiind. Da. Din pătrat de arba. Minus. Plus cos pătrat de arba. Corect. Minus din pătrat de arba. Dar nu era bine să-l lucrezi la unul ăsta? Da. Cât să fii să-ți rog eu? Simplu. Dar eu lasă tu așa. 1 plus, lasă așa să vezi dacă descoperi. 1 plus cos pătrat de alfa pe 2 minus sin pătrat de alfa pe 2. Supra. Aici eu aș fi lăsat ca și înainte. O să spun. Lasă cum ai cos dacă nu-mi plac. L-ai stricat pe ăsta, da? Eu las-o așa întreg. Cosinus de alfa. L-ai scris cu ajutorul jumătății unguri. Egal mai departe. Și sus este sin pătrat cu sin pătrat. Se reduc? Se reduc. Da. 2 cos pătrat de alfa. 2 sin alfa cos alfa. Se simplifică pe cu 2, înmulțit cu... O secundă. A, da. Pătrat cu cos de alfa. Și cos de alfa cu cos de alfa. Aici, 1 plus... 1 minus sin pătrat, cât este 1 minus sin pătrat? 1 minus sin pătrat. Cos pătrat. Deodată, ca să nu mai scrie pe 1 sin pătrat, cos pătrat. Deci vine cos pătrat și cu cos pătrat, cât fac? 2 cos pătrat. Deci înmulțit este acolo. Înmulțit cu 2 cos pătrat, de cât? De alfa pe 2. Supra cosinus de alfa. Ei, cos de alfa, cos de alfa. De ce ți-am spus eu să nu umbli la el? Egal acum de sub. 2 cos. Nu mai e. Da, da. 2 cosinus pătrat de alfa pe 2. Supra sin de alfa. Sin de alfa. Sin de alfa. Sin de alfa pe 2. Așa. E dublu la alfa pe 2. Deci 2 cos pătrat. Cos de alfa. Tu zici a pătrat.
pătrată e jumătate. Pentru că dacă aplici formula aici, pi cos pătrat minus sin pătrat, pe unul la rând îți pi cos pătrat minus sin pătrat și faci 2 cos pătrat, nu e de alfa, ci de 2 alfa, ci de alfa. Spunem de aici cât este 1 plus cos de 5 x. Scrie așa, 1 plus cos de 5 x. Thank you.
cosinus de A. Supra 2 la N egal cu cotangentul de așa, 2 la N plus 1. Că e unghiul încărat în jumătății. Nu este același lucru. Deci, nu ai să adevărat alba pe 4, alba pe 4, nu a fost cotare de alba pe 4, ci de jumătatea așa de azi. Cotare de alba pe doar N plus 1. Aceasta este identitatea pe care dorim să o văd ca și de mă las. De acum o să încercați să o faceți. Prin inducție. Da? PDN. Acesta este PDN. Predicatul PDN și doresc să transformați acest predicat într-o propoziție universal valabilă. Prin inducție să încercați să găsiți așa. Dar fi rău să încercăm chiar acum. Cu asta facem și o trecere în revistă a principiului inducției. Ia să vedem. Chiar noi pot să facem acum. Deci, ăsta este predicatul, avem jos scris sau? Vrei să scrii încă o dată? Nu, ia scrie încă o dată. Scrie PDM. PDM sună așa. Două. Din 1 plus plus de 2 alfa supra sin de 2 alfa. Înmulțit cu. Unul plus cos de alfa, apoi 2 supra. Ce mai mult? Ai scris cealaltă. Unul plus cos de alfa pe 2 la a doua. 2 la a doua, înseamnă mat. Nu? Când ne-am pregătit, știm. Ei, dacă vrei și. Așa și așa, dar era bine 2 la a doua să înțelegem. Că lucrăm cu care le dă 2 de alfa. Supra. Cosinus de alfa pe 2 la a doua. Unde? Cotangente de alfa supra acesta este predicat. Și să ne apucăm repede de treabă. Verificare, da? Ia, verificare. Etapa întâi a instituției, verificarea. Pentru inegal, cum devine? Dacă e egal cu 1, se termină la alfa pe 2, de la 1. De ce este? Deci 1 plus cosinus de 2 alfa supra. Da. Da, egal cu cotangentă de alfa pe... Păi dacă era fost cu 1, 1 și cu alfa pe 4. Alfa pe 2 la 4 pe 4. Care a fost demonstrat. Spune adevărat și cu paranteze scrieți. S-au demonstrat. A fost chiar primul ieșit ce am văzut. Da? S-a demonstrat. Pentru el egal cu 2. Iem a făcut 2 acum, suntem atenți. Unde o oprim? Așa. Înmulțit cu 1 plus cosinus de... Deci dacă nu e 2, alfa pe 2 la 2. Așa. Nu, am zis, întreb am demonstrat, dar acum colegul vostru sugerează principiul inducției. Să ne încercăm să facem o demonstrație în fața pasului din urmă. Încât până la alfa pe 2, de aceea ce vor ști? Așa. Cotangente de alfa pe 4. Cos de... Așa, poate să-i cos pe sinus. Nu, e de aici. E de aici.
Egal. Cos de alfa cu 4? Cotangentă de alfa
deja cunoscut. Acolo e pe de K și pe care știi că este alfa scoat de K. Deci e... Nu, scrie așa, P de K plus 1 de P de K plus 1 de 8. Să vedem ce este, că noi vreau rezolvă. Cotangentă.
dovedem această identitate. Ai zis produs. La ce grup aș te gândeai tu? Produs? Ai zis grup. Dar tangentă cu care? De 6 de grupuri? De 2 de. Mă rog, nu știu dacă îi face important cu care. Voi spuneți cu 2, dar trebuie și cu 4 personale. Să încercăm. Ia să încercăm cu primii 2. Tangente 6 de minus tangente 4 de. Cu cine este egal? Hai să lucrăm asta o fi, Patin. Doamne, putea fi de 6 de. A? Da. Minus sinus de 4 de la cosinus 4 de. Aducem același. S-a dus la același viitor? Da. Nu e nevoie de paranteze. E produs de două numere, practic. Sin de 6 t ori cos de 4 t. Deci este sinusul scăderii. Sin cos cos sin este sinus de unghiul 6 t minus 4 t. Sin de 2 t, totul supra, cos de 6 t, cos de 4 t. N-a fost în lucrurile acolo. Așadar, în loc de primii 2 vei spune chestia asta. Și minus tangent de 2 t, voi lucra. Da, ca să te pot, da? Deci vin sin de 2 t supra. Cos de 6 t. Paranteza înainte de sos, pentru că via de fracție joacă.
Ai putea să iei un sim de 2 T, să fii sub cos de 4, 2 T de aici, prin sim te poți face tangentă de... Tangentă de 2. Așa. 2 T, mulțit cu linghi de fracție. Cos de 2 T. Deci 3 minus 5 sub radical. 3 minus 6
mai mare ca pizza. Acestea sunt condițiile care se impun pentru rezolvarea ecuației acestea. Deci, ecuația este ce, la urmă? Este un predicat unar. Un predicat unar, deci într-o singură variabilă. Și a rezolvat ecuația asta irațională, deci poartă numele de ecuație irațională, pentru că necunoscută este radical, au rezolvat, înseamnă că găsim mulțimea de adevărat predicatul peste tot. Acele valori pe care dacă le înlocuim, se transformă predicatul într-o propoziție adevărată. Asta e toată, nu, filozofia. Cum procedăm? Aici trecem în partea... A, vrei să te au, să încerci să rezolvi inecuația acesta, da? Ia, atunci, să zicem, asta ar fi echivalent, să lași primul radical aici, în partea stângă și să o duci pe partea cealaltă, deci vine 4 radical din 3 minus x. Este egal cu... Nu, egal, mai mare egal. X minus 7. Sigur, trebuie să mai adăugăm că aici ar trebui dacă ăsta e un număr pozitiv, observ? Totdeauna un număr pozitiv. Un număr pozitiv este mai mare și decât un număr negativ. Dar își pot da așa. 3 e mai mare ca minus 7. E adevărat, 3 mai mare ca minus 7. Când ridicăm la pătrat în ambii membri, vedeți ce se întâmplă? 9? Mai mare ca 49? Vezi că e un pericol mare când ridicăm la pătrat. Dacă aș avea 3 mai mare ca 2, care e adevărat, când ridicăm la pătrat, 9 mai mare decât 4. Care este adevărat? Deci, uneori, este adevărat, alteori, fals. Când se menține adevărat, în sensul se menține? Amândoi sunt pozitivi. Dacă nu sunt pozitivi, nu merge. Dar dacă unul e negativ, dar uite, pot să spun și așa. 3 mai mare decât minus 1. Și să ridică adevărat. Aia devine adevărat. Deci, uneori, este adevărat, alteori nu mai este adevărat. E o problemă complicată. De ce? Pentru că la pătratul în egalitate se menține sensul sigur dacă am doi termeni sunt pozitivi. Ceea ce avem acum de rezolvat aici este tot un predicat. Este un predicat că noi am văzut și inecuații sunt tot predicate. Dar rezolvarea lor este un pic dificilă. Pentru că, vedeți, există un mare pericol predicat la pătrat. Uneori se păstrează sensul, altori se schimbă sensul în egalități. Domnul, eu așa n-am altă idee. Să notăm 7 minus x și 7 minus x cu a. Și 3 minus x cu b. Aaa, ai văzut acolo că este peste tot așa, 7 minus x. Da, da, de acord, de acord. Însă, deci să notezi că ăsta cu un a și b, cât se pare ții mai la îndemână și parcă ești la curge mai frumos. Însă eu vreau cu următoarea precizare. Ce ar fi să mătesc mai pe radical? Chiar tot radicalul cu un T. Sau cu un A, cu ce vrei tu. Și să te apuci de lucru. Să las condițiile astea, că sunt un pic dificile și avem de lucru pierde mult timp. Dacă mi-o rămâne timp, mi-o întoarce. De fapt, soluțiile care o găsi, o vedea dacă verifică sistemul. Există și această tehnologie. Fiindcă ele sunt dificile și pierde mult timp. Să rezolvăm ecuația, să găsim valorile. Și apoi vom vedea care din valori verific aici. Da? Procedăm pe loc. Deci am spus că notăm radical din 3 minus x. 3 minus x. Numai asta. Hai pe aici. Notăm. Notăm radical din 3 minus x cu un cine? A. A. Și atunci, radical am spus. Radical. Despre ce poți să faci? Ce precizare? A. Mai mare? Egal de 0. Că valoarea unui radical de 2 mare e un număr pozitiv. Hai să facem ce este aici. Uităm ambii membri la pătrat și rezultă că 3 minus x. Egal cu pătrat. A. N-aș vrea să cred că din A mai mare ca 0 rezultă. De ce? Rezultă
3 minus a pătrat. Sau a pătrat plus 3, dacă vă zic. Ia vezi, de la asta. Minus a pătrat. Deci, 3 minus. Deci, duci pe X, așa și 3 minus a pătrat. X este 3 minus a pătrat. Și atunci, așa, asta este echivalentă. Echivalentă cu ecuația, radical din. Predicatul ăsta e echivalent, chiar, da? Păstrează mulțimea de adevăr, înțelesul așa asta. 7 minus. 7 minus? 3 minus a pătrat. Plus a. 7 minus. Plus a pătrat. Plus 4a. Minus radical din. 7. Da. Minus 3. Plus a pătrat. Da. Minus. 4. Egal cu a. Echivalent. Radical din. A pătrat. Asta este ordonat. A pătrat. Plus 4 a. Plus 4. Da. Radical din. A pătrat. Da. Minus 4 a. Plus 4. Așa devine radical din. Nu cumva mă ești o pasta aici? Da, 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 da,
Deci orice am de la 2 încolo e soluție. Dar cum era și 2, înseamnă că e de la 2 închis. Deci după rechi spunem... Oricare ar fi. Oricare ar fi A. Dar cel mai cinstit ar fi poate să spun de sub A egal cu 2 soluție. Și atunci rezultă din astea două că A, orice A care aparține la 2 închis. Este soluție. Orice A care aparține la 2 închis. În concluzie, hai să mai revenim o dată. Am avut de rezolvat, de găsit mulțimea de adevărat și se predica. De rezolvat o ecuație irațională. Un pic mai dificilă părea apărut. De ce? Pentru că în clipa care a pus condițiile și am încercat să le rezolvăm, am avut destule greutăți. Am senzat că rezolvarea în ecuația acestea nu e o treabă simplă. Am părăsit condițiile. Și am spus așa. Ne îndreptăm acum spre rezolvare. Încercăm să găsim mulțimea x-urilor, mulțimea de adevăr a predicatului respectiv și să ne întoarcem, să locuim x-ii de acolo, pe care îi vom găsi și la cei care vor verifica, vor fi acceptați, nu? Ca și soluție. Da. Dar acele valori care vor verifica. Ei bine, dar când ne-am apucat de lucruri, nici rezolvarea în sine acolo n-a fost chiar simplă. A fost o idee să notăm pe 7 minus x cu un a și pe celălalt cu un b, pentru că era mai ușor de lucru. Dar nu am anticipat nicio clipă că dacă am notat pe ăsta cu un a, pe urmă lucrând, vom obține ecuații numai a și destul de interesante ecuații, încât sub acesta este un pătrat perfect, pătrat perfect, se iese în modul și ne... Și rezolvarea în sine. Rezolvarea ecuației în sine ne conduce la rezolvarea unei ecuații cu modul. Deci, ecuația ne trimite spre cine? Spre rezolvarea unei ecuații cu moduri. Cum se rezolvă ecuații cu moduri? Explicităm, facem tabelul de variație a fiecărei expresie din modul, luăm vectorul și vedem ce soluții găsim. În urma rezolvării ecuații cu moduri, am spus că orice are la 2 încolo este soluție. Orice are la 2 încolo este soluție. Ei bine, dacă orice are la 2 încolo este soluție, hai să scriem și noi ce înseamnă că 2 aparține, ca aparține la 2 la posibilitate. A aparține lui 2 închis plus infinit. Este echivalent cu scrierea 2 mai A mai mare egal decât 2. Nu așa? Înseamnă A mai mare egal decât 2. Acum de la 2 încolo, mai mare egal decât 2. Dar cine era A? Deci echivalent. Dar egal de 3 minus X, mai mare egal decât 2. Ridicăm amimentul la pătrat. Că sunt numere pozitive, nu se schimbă sensul. Da? 3 minus x mai mare egal decât 4. Asta înseamnă că x mai mic egal decât minus 1. Minus 4. Nu, mai trebuie. Minus 1. Pe minus x la minus 4. X mai mic egal la 5. 3 minus 4 mai mic egal decât minus 1. Deci x mai mic egal decât minus 1. Dar de aici tu ai că x mai mic egal decât 3. Deci mai aveai că x mai mic egal decât 3. Spune, x mai mic egal decât 3. Care este mai dur? Că dacă mai mic decât minus 1, mai mic decât 3. Nu? Dacă mai mic decât minus 1, deci rămâne x mai mic egal decât minus 1. Mai mic. Bun. Deci tu ai că x mai mic egal decât minus 1. Iată. Acum trebuie să vezi x și acestea mai mic ca minus 1 dacă verificăm două condiții. Deci, suntem acum din păcate, ca soluții noi n-am găsit niște valori. Și am găsit un interval. De la cât este? De la minus infinit până la minus 1. Deci apare întrebarea x care aparține la minus infinit până la minus 1 să fie soluție. Iată acolo. În general, rezolvarea unor ecuații iraționale găsim niște valori. Una, două valori. Am fost încântați și noi de, dacă am fi reușit așa să obținem una, două valori. Cu acele una sau două valori ne locuiam mai mic.
constatam. Dacă verificau și condițiile, după aceea s-am luat un cap. Mă, că am luat un mic de. Deci ăștia două sunt date. Dacă cele, una sau două valori aveau să verifice și condițiile impuse, atunci te-am atras cu răzată. Dar din păcate, din păcate, noi avem o situație mai dificilă aici. Că soluția este un interval. Ar trebui să luăm tot X și pe rând. De la minus infinit până la minus 1. Să îi înlocuim acolo și să vedem dacă condițiile sunt verificate sau nu. Da. Ar trebui să luăm absolut toți. Dar de fapt, la altă există așa? Nu trebuie așa. Se face pe inducția. Ce inducție merge? Dar nu totdeauna inducția poate salva, pentru că acolo era ceva dependent de N, nu? Un predicat și atunci el a avea voie să fie 1, 2, 3, 4, dar aici toate numere. Haideți să încercăm să gândim ceva. Și anume. Noi avem că radical din 3 minus x e mai mare egal decât 2. Avem așa. Ia să zici tu. Radical din 3 minus x mai mare egal decât 2. Să construim această relație. Ca să o construim, înmulțim cu un 4. Înmulțim aici cu un 4. Cu 4 radical. Deci ambii membri să-i înmulțim cu 4. Și echivalent. 4 radical. 4 radical din 3 minus x. Da. Am mai și egal. Pentru 8. 8. Până aici e grozat. Acum. Ai că x. Uite cum este. Mai mic și egal. X mai mic egal ca minus 1. Scrie X mai mic egal ca minus 1. Acum. O să mulțesc cu minus 1 care e minus 1. Mulțim asta cu minus 1. Și a devenit. Minus X. Mai? Mai mare și egal. Mai mare egal. Decât 1. Decât 1. Adunăm un 7 de ambii membri. În asta. Adunăm o 7. Deci vine 7 minus x. Mai mic și egal. Mai? Mare egal. Mai mare decât 8. Să vedeți acum ce s-a întâmplat. Avem pe cele două și le adunăm pe cele. Să le adunăm aici. Deci scrie una sub alta. Scrie de așa. Încă o dată. 4 radical din minus x. Mai mare și egal decât 8. Da. 7 minus trage bine și la adunăm, pentru că e vorba de scolos. 7. 7 minus 6. Așa. Plus. 4. La adicare din 3 minus 6. Da. La mare și egal. E că 7. Dar nu ție îți trebuie să fii mai mare egal decât 0. Este un adevăr cum e folos. Da. Dar din mai mare egal 16, să nu mai egal decât 0. Deci asta este adevărat. Cu alte cuvinte, a ieșit foarte frumos de nebunătatea asta. Până aici e corect, da? Da. Deci prima inegalitate este adevărată cu x și de unde începem? De la minus infinit la minus 1. Cea de-a doua. Luăm iarăși. Radical din 3 minus x. Radical din 3 minus x. Mai mare egal decât 2. Așa. Înmulțim acum cu cât? Cu minus 4. Și urmează. Minus 4 radical din... Radical din 3 minus x. Mai mic și egal decât minus 8. Așa, mai mic și egal decât minus 8. Iată că ai o relație interesantă. Deci mai mic decât minus 8. Și acum mai ai că 7 minus x ai construit tu cumva. 7 minus x. 7 minus x e mai mare egal decât 8. Decât 8. E, te rog să urmărești acum. Ce se întâmplă? Minus 4 radical din 3 minus x e mai mic egal decât minus 8. Și 7. 7 minus x e mai mare egal decât 8. Le pot să le mai adun membru cu membru? Nu, deoarece nu sunt amândoi pozitiv. Nu sunt amândoi pozitiv. Foarte clar. Nu numai minus 4. Unul e mai mic și altul e mai mare. Deci nu mai au același sens. Inegal.
egalitățile acestea nu mai erau același sens. Da? Deci dacă ar fi fost amândouă cu mai mic sau cu mai mare, cum a fost mai înainte, așa cum a construcția asta nu mai este cu putință. Da? Deci că una e cu mai mic și alta cu mai mare. Nu mai poți să construiești din egalitatea asta de aici. Haideți să luăm un x la întâmplare de la minus infinit la minus 1. Să luăm chiar pe x egal cu minus 1. Ce se întâmplă cu chestia asta? Pentru x egal cu minus 1. Se întâmplă. 7 plus 1. 7 plus 1. 8. Minus. 4. Da. Radical din 2. 4 radical din 3 minus 1 radical din 2. Nu, 3 plus 1. Deci 4. 4 din 2. 8. 8 minus 8. Da. 4 din 8 egal cu 8 minus 8. Exact. Deci pentru x egal cu minus 1, imaginea lui minus 1 prin funcția asta la cap este 0. Hai să luăm x egal cu minus 2, cu altă, un altă mai din interior. 9. Minus 4 ori. Radical din? Radical din 5. 5, da. Mai mare egal decât 0. Ar fi echivalent. Duce pe 4 la egal 5 în dreapta și vine 9, mai mare egal. De 4, mai egal 5. Da. Adică la pătrat și vine 81. 81, mai mare egal decât 65. Da. 81, mai mare și egal decât 10. Ok. E adevărat. Da? Se pare că asta ar fi tot timpul adevărat, indiferent de x-ul de la minus 1. Dar totuși nu ne mulțumim. Dacă pe asta am demonstrat și pe asta n-am început să o demonstrăm așa cum am construit, deci dacă ne-am reușit așa, acum o să facem în felul următor. O să ducem pe asta în dreapta și să lucrăm un pic la inegalitate. Deci vrem să o demonstrăm, să muncim direct, să vedem unde ne conduci, la ce ne conduci. 7 minus x. O să luăm inegalitatea 7 minus x. Ei, ce fel de număr este 7 minus x, când x sunt negativ? Când x e negativ, minus minus face plus, cu 7, număr pozitiv este. Iar ăsta în dreapta, ce fel de număr este totdeauna? Păi radicalul la valoare. Radicalul la valoare era pozitiv. Pozitiv aici, pozitiv aici. Putem ridica ambii membri fără ca ea să se schimbe negativitatea. Deci echivalent. Echivalent cu 7 minus x, 49. Minus 14 de x. Plus x egal. Mai mare egal. Și egal. Decât 16. Pe lângă. 3 minus x. Echivalent. Luăm din nou. 49. Minus 14 de x. Plus x egal. Așa. Ce? Hai să ducem totul în partea asta. X pătrat. X pătrat. Plus 2. Plus 2 x. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Mai mare egal cu 0. Echivalent cu x plus 1 tot la pătrat. Mai mare egal decât. Exact. Păi este adevărat. Ceva la pătrat, mai mare egal decât este adevărat de oricare ar fi x. Deci adevărat oricare ar fi x real. Cu atât mai mult cu x de la minus infinit la minus 1. În concluzie, asta de sus am construit-o și este bună. Asta de jos a doua am demonstrat-o. Și a treia am ținut cont x mai mic decât 3. Rămâne soluția finală. Soluția este x aparține de la minus infinit la minus 1. Este, da? Este soluție pentru inecuația dată mai sus. Este soluție. Deci la întrebarea ce sunt x și care transformă aceste
predicat în proporția adevărată, răspunsul tot x-ii de la minus infinit la minus 1. Deci soluția este un interval. Soluția este un interval. Câte valori am de scale în x în condițiile astea? Un infinit, tot x-ii de la minus infinit la minus 1. Noi eram obișnuiți ca la rezolvarea ecuațiilor să găsim valori concrete. Un număr finit. 2, 3, 1, 2, 3. De data asta am găsit o infinitate de valori. Un interval am găsit. Unde găseam intervale? În urma rezolvării cui? A unor inecuații. Când rezolvam inecuații, atunci găseam ca și soluții intervale. De data asta, ca soluția a unei ecuații, am găsit un interval. Haideți să mai revedem o dată. Mi s-a părut foarte interesantă ecuația pe care am putut rezolva. Anume, o ecuație în care pentru început am pus condițiile. Am vrut să o facem pe prima, dar n-am reușit, că am avut noi situații destul de grele. Am abandonat. Dacă ne duceam la a doua, o reușeam. Uite, acum am reușit. Și constatam că a doua e totdeauna adevărat. Asta este pentru x mai mici decât 3. Însă noi avem greutăți la prima. La prima inecuație. Pentru că în clipa în care ne-am propus să picam la o putere, s-a întâmplat necazul acela, când spuneam e posibil să se păstreze sensul inegalității sau să se schimbe. Și dacă ar fi fost un 2 pozitiv, se păstra. Dar n-am avut certitudinea să o iau. Și atunci am procedat cum? Am lăsat deoparte. Și ne-am îndreptat spre rezolvarea ecuației. Aici a fost ideea să întâmplă cu un aș cu un B, dar a putea să fie o ecuație în A și B și nu era chiar ca la șac, să spunem. Mutările următoare nu ne mai întrebăda. Și deodată, ideea să rotăm doar radicalul din 3 minus x cu t, pentru că rotându-l cu t, am scos pe x și am transformat toată ecuația asta într-una numai în t. Sub fiecare radical a fost ceva de gradul 2. Da? Și a fost un pătrat, radical dintr-un pătrat, dintr-un alt pătrat, din A minus 2 tot la pătrat și A plus 2 tot la pătrat, radicalul din, de ordin par, dintr-o expresie, deci iese în modul acolo. Și am intrat într-o ecuație cu moduri, vă amintiți? Am început rezolvarea ecuației cu moduri pe intervale, am ținut cont că am pozitiv, am luat doar 0, 2 și 2 plus infinit. Și soluția a fost A aparține de la 2 la plus infinit. Ne-am întors. Ce înseamnă că au de la 2 încolo? Au de la 2 încolo înseamnă că x-ul este aparținând minus infinit minus 1 și ca soluție am anticipat minus infinit minus 1. Așa ne-a ieșit nouă de calcul. Minus infinit minus 1. Însă, nu aveam treaba rezolvată. Nu știam dacă toți x-ii sunt buni, pentru că condițiile de aici nu le rezolvaste. Condiția x mai mic ca 3 este deja inclusă, nu în x mai mic decât minus 1. Rezolvată, dar așa este 2. Prima, am reușit-o foarte elegant pentru că am construit 4 radical, pentru că radicalul l-am știut, uite, pe aici undeva, l-am știut în nu știu cine, am adunat 7 minus x în ambii membri, s-a construit elegant. Ui, x mai mic ca minus 1. Și ne-a ieșit adevărat. Dar a doua, când am dorit să facem tot așa prin construcții, nu ne-am ieșit una din inegalități era mai mic și alta era mai mare. Am zis mai mare ca 8 și mai mic ca minus 8. Mai mare ca 8 și mai mic ca minus 8. Atenție! A doua, dacă nu mai surprind așa, pasiv, se scot la tabă. Și de ce nu aș face-o? Da, pe tine. Nimeni nu scot. Deci A mai mare ca 8 și A mai mic ca minus 8. Și în condițiile acestea, nu puteam să-l adunăm în numele. Eu uitați aici. Chiar aici. Deci nu ne-a reușit, am două pe același sens. Și atunci nu putem, când ne adunăm, să... A cui sens să-l pun? Când sunt amândouă cu mai mare, merge foarte bine membru cu membru, când una așa și una așa, nu le poți hotărâ. Și în condițiile acestea, am abandonat și am luat-o pe altă cale. Și în sfârșit am reușit să dovedim a doua, este tot timpul adevărat. Abia după ce am văzut și condițiile, am putut spune cu certitudine că x și la minus și la minus 1 sunt soluții. Da? Tot x și la minus și la minus 1 sunt soluții. Deci, soluția finală este x aparține lui minus și minus 1. Așa asta a fost ecuația pe care ne-am propus să o rezolvăm și, cum am promis colegului vostru, profesor la tablă, trebuie să-l poftești la tablă.
să vedem o altă chestiune, și anume, să încercăm să rezolvăm următoarea ecuație. Anume, scrie așa, radical din x, dar din x, minus 5, totul supra, radical din x, minus 3, egal cu radical din x, minus 8, totul supra, radical din x, eu am zis numai din x, dar pot scrie tot ce vrei, radical numai din x, minus 5, așa am pronunțat. Radical din x, minus 3, totul supra, radical din x, minus 8, supra radical din x, minus 7. Această ecuație doresc din nou un predicat și dorim să găsim o sumă de adevăr aceste predicate. Lăsați-l, lăsați-l. Vă rog frumos, nu mai mult. Și ora trecută a fost foarte pasiv. Da, asta e. Cum rezolvăm? În clipa în care se stă în bancă, fără să te trebuie să o pasiv, parcă ești la plajă, sigur că atrage atenție. V-am mai spus de atâtea ori. Cum să rezolvăm? Hai să te ajut eu. Mai întâi vedem că X este unde prin sub, adică de ordine paha. Ce știi despre expresiile care se află sub radicalul de ordine par? Păi radicalul de ordine par, de ce fel de numere există? Și acum am vorbit și vă s-a spus ce fel de, din ce fel de numere există. Radicalul de ordine numere pozitive. Numai din numere pozitive. Deci toate expresiile care sunt radicale trebuie să punem fi mai mare ca 0. Deci vom spune x mai mare egal de 0, iar prima condiție, x mai mare egal de 0. Și altceva? Și altceva mai trebuie? Deci, radical din x minus pe x de 0. Sigur că da. Avem o fracție, un toru pe spirită de 0. Deci zice, radical din x, sigur că da. Minus 3, diferit de, nu mai mare, diferit de 0, că nu are rost dacă e 0. Fracțiunea la 0 nu există. Nu are rost fracția. Și Nicola la fel. Nor de x, radical din x. Sistem. Acesta este un sistem de condiții. Bun, după ce am pus condițiile, hai să le rezolvăm. X mai mare egal ca 0, înseamnă X aparține cu lui. Dacă mai mare egal ca 0, lăsați-o, vă rog, nu vorbește nimeni. Deci rezultă X aparține intervalului, toți și de la 0, de la 0 închis, la plus infinit. Dincolo, radical din x diferit. Ce înseamnă radical din x minus 3 diferit de 0? E mai mult timp te urmărești și nu ești de la urmă. E mai mult timp te urmărești și atât, dovedește. Te mai duci oricum acasă, un minus 3, pe aici ajungi. Lasă că o știu, de mult timp înțelegi. Dar și eu mai de ce am spus. Hai, radical din x minus 3, cum facem? Diferit din 3. Deci radical din x diferit de 3. Deci radical din x diferit de 3. Asta înseamnă că x diferit de 9. Ridicat la pătrat a minimetrii, x diferit de 9. Cealaltă, radical din x diferit de 7. Deci x și-au voi la toți x la 0 la 9? Mai puțin 9 și mai puțin 9. Deci răspunsul. Ca și mulțime a valorilor pe care x poate să primească, x aparține mulțimii valorilor. Bine. X aparține la predicat, am spus așa, ori de câte ori indicăm un predicat.
Indicăm și mulțimea pe care variabila o poate parcurge. Și acum am indicat mulțimea pe care maxim pe care o poate parcurge. X aparține la 0, închis la plus infinit. 0 la plus infinit. Minus mulțimea formată din elementele. Minus mulțimea formată din elementele care? 9. Dar e mulțimea formată din elementele. Mulțime cum se pune? Mulțimea formată doar din elementele 9 și 49. Asta este situația. Și acum hai să vedem cum o rezolvăm. Cum rezolvăm ecuația aceea? Mi se pare o ecuație foarte simplă. Pentru comoditate, cel mai bine ar fi radical din x să notăm cu un t. E mai comod. Deci notăm radical din x egal cu un t. Ce fel de t este asta? T mai mare egal decât 0. T mai mare egal. Deci radicalul de ordine pare este, dacă are sucă numele pozitiv, iar valoarea sa, totdeauna nu mai pozitiv. Valoarea, mă nu mai pozitiv. Și acum ce devine ecuația? Ce devine ecuația asta? Ce e notat asta? Ce devine? Păi nu ești mai corect. Păi deci, să scriu eu, supra lăsați-l, mai lăsați-l că sunt lucruri banale, ce vreți să faci? Hai, continuă mai departe ecuația asta. Ai putea să pun T diferit de 3 și diferit de 7, nu? Ca să, pentru ecuația asta, scrii T diferit de 3, T diferit de 7 și acum vedem din lucru. Thank you.
la algebră. Deci minus 5t minus 7t fac plus 12. Nici se la algebră, te greu 2. Și mâna și te-a pune mai rapid. Îți promit că așa nu discutam. Tare mult. Vă dat vădăți în bancă. Și eu v-am spus că mi-atrageți atenția rapid. Termești cum? Cum?